Nicursa și Șteva aici. Hai pe soarele, hai! Hai, trezește-te! Soare! Unde e ăsta, mă? Nu știu. A căzut pe la stuf, cred că. Ce-am făcut, mă? Îți fac o-ți bani aseară? Da? Nu mai am niciun bani. Bă, dar... mai ai ceva bani? Da, mă, mai sunt. Da, așa. Ai? Ta-da-da-da! Mamă, 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 mamă! Ia uite, mă, mai străbă de rezervă, mă! Haide, mă, să bem un greu! Ce vrei să bei? Zi ce vrei să bei! O bere! Oricât de mult muncesc, îmi rămâne treabă și pentru acasă de fiecare dată. Deci am două joburi să mor dacă nu. Ajung acasă și mai stau încă 2 ore să scriu rapoarte și să le trimit. Știu ce zici. Și nici de Paște n-am avut liber. Să știți. Zici că suntem sclave pe plantație, pe bune. Mie îmi zici că n-am mai ajuns la ei mei de un an. Și când am o zi liberă, ce credeți să fac? Exact. Doar toată ziua. Da, și eu la fel. Evident. Ia uite, deci toată lumea pe Instagram, toată lumea e la mare, ia uitați. Și de ce? Numai noi muncim în Bucureștiul ăsta. La mine în departament cred că sunt singura care muncește. Astea toate vechi au prioritate și eu trebuie să stau să aștept. Deci o să mor când o să le văd pe toate bronzate săptămâna viitoare. Da, dai seama. Ce ți-a luat acolo? Te-ai luat pe verdețuri? Nu faci om, asta e salata aperitiv. Am citit pe net că e cel mai bine să ai legume la fiecare masă. Stai liniștită că după aia mi-au un burger. Ce e bun aici? E târziu. A, da, hai că e târziu, trebuie să termin la facultă. Păi și burgerul meu? Lasă că ținem la pachet, hai. Hai, frate, tot timpul faci așa. Deci nu mai am timp nici de burger, nici de desert. Iar mă scoli la masă leșinată de foame. Hai mă, lasă, mănânci un gros. Eu mă duc înainte că am multă treabă. Ne auzim pe voi, da? Bine, hai, vă pupici. Pa! Pa! Plecăm și noi imediat. O, ce faceți, mă, băieți, băi? Ia uite, dar arătați ca înșifonați. Hai, noroc. Da, mă, stăm pe afară, am băgat de jur. Tu ce faci, băi, tu ai haine pe tine? Am dat cămașa luna seara, a plecat aia cu ea, tot treacă. Băi, mergem și noi la băia pe la bebiță, vrem și noi o bere. Numai renule, numai că vrem să ne mai bem și noi berea asta. Și venirea așa. Da, ne retragem la bebiță să dormim și noi frumos, ne trezim noi dimineață, frumos, bem un cadou, să facem o baie. Nu mai gata, pe ziua de azi, nu mai credeți. Ce se face? Bă, l-ai văzut pe Ursanu? Apropo de... Ursul? Aha, Ursanu, da. L-am văzut acum 2 ore, mă. Bun. Era aici la stuf, era cu 2 băieți, era cu o fată, era mermerit tare de tot, frate. Da, mă? Serios, deci mi-a zis, hai, nu vrei să bem o bere, să nu știu ce. I-am zis, nu, frate, nu, că eu sunt pe vară, pot să fac și eu un ban, după aia se duce vara, la toamnă ce fac, știi? Da, frate, mă, da. Deci... Dar dacă nu era acolo, mă, nu era, uite că aici venim din partea aia și nu e nimeni, nu mai stă. Păi de ce nu sună? S-au pierdut. Da, mă, dar oricum el le pierde. El are 2, unul cameră, unul la ea, de rezervă. Și el are din alea care nu costă foarte mult, nici măcar tindă nu poți să instalezi. Nu-i nimic, mă, nu-i pare rău dacă îl pierde, știi? Bă, ia stați, bă, așa, că dacă toți stăm aici, să facem o poză, bă, că vara asta n-avem și trece vara și n-avem și noi pune. Hai, mă, cu relul aici, frumos. Ia, mă, hai aici. Hai, relule. Haide. Aici ai nici, hai, popime, ia. Ce crește, mă, să... Păi, dați și un telefon dacă vă strângeți la dubița acolo pe seara, că îmi place atmosfera acolo la voi, e mișto. Dar facem doar că abia pe weekend, că acum suntem pe revenire și vrem să facem și niște bani zilele astea, mergem la statui. A, la dele, de ale voastre, la nebunile. Păi să râzi, relul, dar poate într-o zi faci și tu, cine știe, te lași de porumbul ăsta. O, dar cum ce-ai nici, dacă e cum să... Și în weekend ne strângem mai mult, facem un foc și ne auzim atunci dacă e ceva. Bine. Și cu Ursanul ai grijă, dacă vine încoace să nu lasă să treacă în partea aia, încolo să... Înspre dubiță, încolo. Da, 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 nu-i dau voie aici, gata, am înțeles. Suntem acolo, tare, noroc, spor, hai la treabă, baftă, pa! Nața. Nața. Băi, ce viață au ăștia. Doar la basket. Auzi bine? N-ai vrea tu weekendul ăsta să mergem în Vama Veche? Dar ce-ți veni? Nu ți-a fost suficient weekendul trecut cu tata și fratele la pește? La pește? Vreau la mare, să stăm frumos la plajă, să ne bărăcim, să bem ceva rece. Ce? Bine, mergem la Eforie. Nord. Nord? Mhm. Eforie. Mhm. Păi ce, noi suntem pensionari? Mergeți noi unde se duc tinerii. Vama Veche. Cea mai tare stațiune. Nu găsești în toată Europa așa ceva. Poți să spui cortul unde vrei, să faci foc pe plajă. Acum, iubire, că cine știe ce lege dau ăștia și nu mai avem voie nici să călcăm pe plajă fără să plătim. Acolo unde sunt drogații, dar ce am nebunit? Mai bine stau acasă. Mai bine du-te și iau pâine, că am rămas fără. Până terminăm micul dejun. Adică, noi suntem drogați dacă mergem la Vama Veche? Du-te și ia pâine. Bine, mă duc. Mă duc să iau pâine. Bună dimineața, maestre! Uite-l, mă, că a ajuns, mă! Fiul risipitor! Ce îndoit e! Maestre, dar ce ai făcut cu cămașa aia? L-am lăsat puterile. L-am lăsat puterile jos cu aripile pe pământ. Ai senzația că nu v-am mai văzut de 2 zile, a? Da! Nici noi nu te-am mai văzut, maestre! Se pare că deții recordul. Sunt fericit. Bă, vă iubesc. Să-l vezi tu, mă, cu cartea, mă. Uite-l, uite. Știu, mă. Lasă-l. Nu, lasă-l. Lasă-l. Sunt fericit, bă, băi. Băi. Dă-i, mă, o cafeluță. O cafeluță? Bă, te iubesc și mai tare. Hai! Feluță la casa sufletului. Vama Veche. Dar unde ai fost, maestre? Hai să vă povestesc. Eram cu o tipă din Australia și eram așa amețiți. Bă, o frumusețe rare și un spirit așa deosebit. Și la un moment dat îmi zice ea, let's do something crazy. Wow, yes. Zice că vrea să facă scufundări de pe stânci. Stânci. Eu zic, I will fulfill your dreams. Da, frate. Vama Veche. Am venit la Dubiță, am luat banii, buletinul, am luat taxiul, am plecat în Bulgaria, am stat singur pe plajă, stânci, noi doi, mare, pescărușii, am făcut dragoste frumos, după aia ne-am întors înapoi la ea la cazare, am mai stat acolo, love, peace, rock and roll, tot frumos, bă, ca în romanele de dragoste, n-am crezut niciodată să mi se întâmple așa ceva. Păi și unde, mă, mai este fata? Auzi, pleacă mai este în Australia, mă. Mamă, mai dă, mă, să nu-ți mă, că alea ce faci? Dar nu am cum. Mamă, mai este Gandalf. Hai. Bă! A lucrat, mă, maestru, mă, acolo, sigur. A avut lucrare mare. Că mă duc la somnă. Diseară mergem la muncă? Bă, da. Da? Dacă nu s-au epuizat tot... Da? Da. Am rupt buzunarul. Am rupt buzunarul. Bă, uite-l, mă, uite-l pe maestru, pe șamanul. Băieți? Da? Mi-a dat Giovanni like la poza de ieri cu Relu. Maestru? Da, mă, hai, mă, să facem un col. Ia sună. Dimineața. Nu, mă, e cu nevastă sa acolo, nu e, nu. Lasă-mă, dă-i acolo, da, mă, să facem un col cu maestru, mă, ia. Hai să ne... Hai. Aici, la Dubiță. Neața Giovanni! Neața! Salut! Ia uite-l bă pe bătrânul nostru înțelept! Ceva bă! Ceva bă! Ceva să la fetelor? Momentan. Ceva mai light, că nu prea am poftă de mâncare. Da. Bă, eu am poftă de mâncare. Și cum mai ești, Andrei? S-a dus fată dragoste de ceai. Hai stăm așa din inerție, dar nu mai e. Doamne, dar cum poți să stai cu un om dacă nu-ți face bine? Fata a fost, adică a fost ok, a fost dragoste, ne-am iubit, am sperat că o să se repare lucrurile, dar nu mai merge. Adică e clar că nu mai merge, numai că niciunul dintre noi nu are curajul să zică, știi? Da, știu cum e. Uite că la mine se face un an de când m-am despărțit. Ei, nu pot să zic, nu e bine așa, dar na, știu cum e, mai simt și tu nevoia să faci. Da, știu ce zici. Măcar seara când ajungi acasă. Da. Da. Și tu cum stai cu dragostea, Selena? Ea zice, stau foarte bine. Deci am întâlnit un tip la un training de marketing. Așa. Bunăciune. Oh. Ai lasă. Deci vorbim zilnic și pe WhatsApp de atunci. Și urmează să ne întâlnim când se întoarce de la un team building. Abia aștept. Bine! Să vă arăt poze, să vă arăt poze. Țineți-vă bine. Ia uite! Da, bravo, fată! Da, ochi ca ochi. Măi, Selena, măi! Măi! Asta știți că mie mi se pare că fetele din generația noastră au totuși niște probleme în așa ce relație. Nu credeți? Da. Băi, nu mai e ca pe vremea părinților noștri. Ei se cunoșteau odată și după 3 nu se luau. Da, aia era. Mai știți și eu recent o carte, găsește dragostea pe care o dorești. Da. Nu se leagă nimic. Lasă-mă că toate colegele mele de facultate au copii. Doamne, parcă să știu că noi ne-a bătut Dumnezeu. Lasă, că e bine și așa. Păi, fetelor, dar poate ar trebui să facem și noi ceva. Poate ar trebui să mergem în locuri noi, să cunoaștem mai mulți tipi, nu știu. Doar așa ne-am găsit și noi cât un făt frumos. Da, dar știi de unde sare eu. Da. Hai să mergem în Vama, uite, ăsta. Da. Ar fi super tare. Nu că eu nu sunt pe combinat, dar zic așa de fan, ar fi tare. Da, hai! Ce n-ai mai atâta muncă? Suntem bine, hai să ne distrăm! Hai! 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 Fată, ce zici? Da, să știi că nici eu nu sunt pe combinat, că vreau să mă păstrez. Da, ne scuzați, ne scuzați. Lasă, 3. Hai că vorbim pe grup și ne organizăm, da? Da, vorbim pe grup. Dar să răspund și tu mai despre grup. Uite cum ați scris la... Dar n-ați scris nimic! astăzi, că mi se pare că asta mai mult ca ieri, nu? O oră 40, ieri a stat o oră și 20, asta mai mult azi. Da, mai mult. Da, mă, dar ea mă avariază după weekend. Da, da, da. Cât ați făcut? Eu mă spăl înainte și după aia, bă, număr după aia. Da, zi, o să ne zi. 350 de lei. Oh. Se poate și mai bine. Și încă nu-i fără să dăm. Dar tu ce ai zis cât ai făcut de întrebări? Nu știu, frate, ce am, iar am făcut 240 de lei. Înseamnă face cel mai mult, nu știu, frate. Bă, dar de ce face un țapul ăsta bătrân așa de mult? Nu știu, frate, înalt, îl văd ăsta de la 2 mai, nu înțeleg. Trebuie să facem ceva ca să nu mai fac așa de mult. Da, să-i rupem costumul. Da, să-i rupem cutia. Să-i rupem și cutia, să-i aruncăm și crema. Bă, mai, lăsând acum glumele și așa la o parte, trebuie să-ți mulțumim că până la urmă, dacă nu ne dădeai tu, ne-ai dat o pâine în mână de mâncat. Da, asta e adevărat. Două mergă costă. De 4 ani de zile, de când facem statui, trebuie să-ți mulțumim ce ai zis. Băi, să știi, frate, ne stăm o oră, 2 pe zi și facem o grămadă de bani, stăm 2 luni la mare. Care, mă, 4 zile pe săptămână și după aia stai căzut în nisip, în vamă. Pe la Bulgaria, poate, nu. Dar ce, mă, s-a dat cu Bulgaria, Osana? Da. Nu-i mai place la noi? Nu. Bă, hai, gata. Că avem ultimul microbuz. Hai, schimbați-vă repede. Hai, leuții mei, hai, tigrii mei, da? Hai, să nu dăm bani pe taxi. Hai, hai, stau afară la o țigară. Da. Deci, guys, cam asta a fost ziua noastră de astăzi. Până atunci, nu uitați să... Hai și tu, hai! Să dați un like, un share și să vă abonați la canalul nostru de YouTube! Ce, și să poze? Da, hai, stai că... Facem cu al tău, faci cu al meu? Hai, facem cu al meu. Dar stați să-mi pun ochelarii. Hai că fac eu, îl țin eu. Bine? Hai! Hei! Botic, botic! Bine! Dar vreau să mă prind de jos, așa, să par mai înaltă, da? Da, de sus. Vă place asta? Da, poți să o pui pe asta. Bine, hai că o pun acum pe Instagram. Dar să ne dai tag, da? Vă dau tag, da. Bine. Super! Mamă, ia uite, asta e la mare. Mamă, dar ce cald e la mare. Da. Pare cald. Da, ce bine. Dar oare la mare la noi e atât de cald acum acolo? Da, da. Ce tare. Oricum merge și noi la mare weekendul ăsta. Pe bune? Da. Nu, păi da, ce facem la vamă? Avem campanii, stăm de vineri până la duminică. Nu cred, blan! Partea bună este că vărul meu este la mare deja și, nu știu, stă vreo 2 luni acolo. Și ne anturăm și noi în gașca lor. Ăsta-i vărutul ăla care are dubița aia? Da, e actor. Și e mereu la mare cu gașca lui de artiști. Pe bune. Ce face de stat atât la mare? Bă, sincer, nu știu, dar văd poze la mare în continuu și mă enervează la culme. Dar sunt super mișto ei, așa, abia aștept să ne într-un play. Dar mergem cu mașina ta? Da, mergem cu a mea. Hai! Face că e cea mai bună șoferiță. Hai! Auzi, mâncăm și noi de tata acum? Ia vezi, mă, bine? Nu. Bă, hai, mă, că a fost ok și pentru mine. Seara asta am făcut 350 de lei. Bine. Mai bine seara. Da, ți-ai mai revenit. Dar am decăzut eu, 280. Da, uite, Ursana a cel mai mult și râde, nu zice nimic. Lasă-mă că e bine, că dacă facem și mâine vineri, o să avem parte de marți seara sigur. Da, frate. Oricum, eu am strâns 800 de lei în 3 zile. Ce mai fac mâine seara, mi-ajunge suficient pentru tot weekendul. E bine? Lasă, că dacă e ceva, nu mai dau weekend. Banca noastră mă ursat. Fără dobândă? Normal. Se știe. Ia vezi o măsă. Mi-e foarte sete de la hamsiile alea, eu aș bea o bere așa. Oare am timp să mă duc la magazin? Repede? Da, maestre, da? Primim și mâna și ne recompăm? Da. Hai că dacă ceva te stric eu. Popino, vrei și tu? Nu, mă păstrez pentru mâine seara. Hai că mi-e sete, mă duc să o iau. Hai, du-te. Bă, mă sună Andrei din Londra. Hai, bă, răspunde-i să vedem ce zice emigrantul nostru. Ia, pune-l pe video. Așa. Salutare, băieți, ce faceți? Salutare, maestre! Stimabile! Care-i treaba? Ceva, mă, vagabuntule. Uite, eram aici, pe la London Bridge și am văzut poze cu voi, nenorociților. Ce să facem, mă, dacă nu ne-a plăcut școala? Bă, maestre, te invităm vara asta la noi, la Dubiță. Bă, să știi că m-am gândit și am nevoie să fac o pauză. Plus că mi s-a luat așa cu străinătatea asta. Mă simt singur. Habar n-am, în fine. O mai este, dar n-ai zis, mă, că ți-ai făcut niște prieteni noi pe acolo? Bă, nu e. Că nu sunt de-ai tăi din țară, parcă nu e la fel. Ei sunt așa mișto, politicele corect, totul e ok, dar ieși la bere, nu se scapă. Ciudată, parcă simt nevoia să te înjure cineva, frate, să zică, bă, mai dă-te încolo de aici, nu știu, ceva, o viață, o mișcare. Bă, Andrei, fii atent, dacă nu ți-e bine, dacă nu te simți bine, hai acasă, frate. De ce te chinui? Pe bune, hai acasă. Păi și acasă ce să fac? A, așa, asta e adevărat. Da, mă, dar măcar ai prieteni, frate, nu stai singur pe acolo, că nu e ca și cum ai strânge nu știu ce averi. Să fim serioși. Asta exact. Cam așa e, dar măcar aici am o sursă de venit. Păi da, mă, Andrei, dar ce cheltui pe transport, cazare, că Londra nu e chiar ieftină, cu ce rămâi, sunt cam aceiași bani pe care îi poți câștiga și aici. Da, hai mă, faci ce facem și noi, facem statui. Uite, faci 1000 de lei pe săptămână. Exact. Nu? Da, frate, și nu muncim în fiecare zi, doar 4 zile pe săptămână, atât. Că în weekend avem lucrare mare, ne dăm peste cap rău. Lucrare de 3 zile. Și 3 nopți. Bă, ce nebuni sunteți. Și dacă aș veni weekendul ăsta, aș avea și eu loc la voi? Da, frate, cum să nu? E loc. Haide, mă, vino. Băi, stai puțin. Bă, dar vino că poate cunoști și tu o fată, mă, cine știe. Și aici în vamă nu știi de unde sare iepurele. Poate să sară și din apă. Păi, bă, nebunilor, îmi iau bilet acum pentru mâine dimineață și mâine seară sunt la vamă. Da, mă? Vii? Bă! Bravo. Bine. Asta e, mă. Hai, mă. Bine, bătrâne. Vino acasă. Hai acasă. Hai acasă. Hai cu mine. Da, bă, așa facem. Hai că vă dau mesaj după ce mi-au bilet. Bine, bă, te pupăm, pa! Pa, pa, pa! Bă, vine Andrei din Londra, frate. Excelent. Vine emigrantul nostru. Arupanțu. Și-au liburit al câmii. Și tu vrei să fiu cu minte, Vama Veche! Bine, bă! It's coming, it's coming! M-ați zăpăcit cu ambulanțele voastre. M-ați găsit toți leșinați acum. Du-te, dragă, și iau pâine, că iar nu mai am. Mă duc. Asta a fost. Ce faci? Te-ai apucat să bei bere așa de dimineață? Termină cu prostiile. Du-te odată și ia pâine. Te-ai mai gândit la treaba cu plecatul la mare? M-am gândit și nu vreau. Și nu avem nici bani. Da. Parcă noi am discutat să facem lucrurile împreună. Să fim amândoi fericiți. De câte ori ai vrut să mergem la mare la pescuit cu ai tăi, am mers. Că știam că ești fericită, că vei fi fericită. Acum vreau și eu la mare. Îmi doresc asta, în Vama, să mergem. Avem și bani, avem și timp. Dacă nu acum, atunci când? Nu vreau și gata, am încheiat subiectul. Fii bărbat și du-te la brutărie și ia o pâine ca lumea. Ia mai multă ca să avem pentru tot weekendul. Ia mașina ca să te întorci repede. Așa o spun. Te aștept. Auzi. Lasă. Te faci tu mai este sau mă lași pe mine? Na, hai, ok. Da, mișcă. Cane? Da. Spune mă și mie că moșile nu scoteesc, mă, ce o fi așa? Da, bineînțeles. 50 de lei, cam așa. Cât? Cam așa. Cât? 50 de lei cam așa, cam așa. 50 de lei cam așa, cam așa. Bă, ce scump ești, mă. Mai scump ca la curătoria? Da, boss, uite, cu mânuțele astea fine se spală, înțelegi? Toate gagicile o să tragă la tine. Toate femeile o să tragă la tine, băi, uite așa. Hai, mă, ia. Hai, mă, gata. Gata, mă, ia. Ia uite aici, mă. Gata, mă. Ia uite, bă. Ia uite, bă, ce făceam noi anul trecut, frate. Ia uite ce ne arată Facebook-ul, mai. Ah, mamă. Uite, mă, ce tare. stăm 2 luni la mare în fiecare vară. Cam da. Bă, Ursane, aici trebuie să recunoaștem. Îi mulțumim lui Ceanis că dacă nu găsea el chestia asta cu statuile, ne coceam ca fraieri în apartament. Da, da. Două beri de căciulă, băieți. Ai început lucrat? E, nu mă, diseară, doamne. Dar, bă, când am fost eu apă de la Cisbea, din Iauri, m-am întâlnit cu Marian la rulotă și zicea să trecem pe la el să mâncăm o ciorbă de pește. Ne așteaptă, a zis. Ciorbiță de pește, mamă. Și știi cum o face Marian, e... Aur, a? Facem, frate, gata, împachetez aici și mergem, nu? Bă, și după aia mă gândeam, poate face și noi o baie pe la 4 așa, mai mâncăm ceva grăsuț ca să punem pasănă, că e vineri, e nebunie și trebuie să ne aranjăm. Poate tragem un pui de sun și după aia mai pe seară începe lucrarea, că vine toți. Tratament, da, da. A? Așa facem. Facem? Da. Hai, și eu zic. Hai că mai am un pic aici și termin. Gata, mă, mergem? Ce tot uiți, mă, aici? Mergem, mă? Da, mă, aici, mă, ce frumos e, frate. Iers timpul, mă. Am mai dat, mă, vreun semn ăsta, Andrei? Ha? Am mai dat vreun semn, Andrei? Stai, că nu m-am uitat. Bă, stai, mă, că mi-a scris, mă, n-am verificat. Da, mă, ți-a scris ăsta? Bă, ești nebun! Ce zice, mă? A ajuns la aeroport. Și... vine spre Vama, a luat trenul. Opa! Bă, ești nebun! Facem gașcă diseară, mare, haide, mă! Bă, mergem la pește? Hai! Hai, lasă asta așa aici, că e ok, că suntem aici la 2. Hai să mergem la ciorbă! La 10 metri! Hai, Marise! Hai, Ursane! Hai, leii mei! Tigrii mei! Doamne, deci cum e vremea asta, bă, deci nu mai trebuia. Scuze! Mamă, nu cred, bă, era să te bagi în tine, tu ai văzut? Da. Claxonează, mă, bă, ce... Deci abia aștept să scap de aglomerația asta din București, nu mai suport! E teroare! Bă, sper că nu o să fie vremea asta și acolo, pe bune. Stai liniștită, fată, că am vorbit eu cu vărmii soare acolo, o să ne distrăm foarte tare, nu-ți face griji. Pe bune? Da, o să ne distrăm super tare. Mamă, ce tare să fie, nu cred, abia aștept să ajungem, jur. Și eu! Hai să facem un vlog despre asta, vreți? Da, despre asta. Da, da, hai să ne plictisim, hai. Hello guys! Noi suntem în mașină, în drum spre Vama. Hey! Așteptăm comentariile voastre să ne spuneți unde să vă găsim. Da! Și în curând o să ajungem, deocamdată încă suntem în București, dar... mergem în Vama. Și să nu uitați să ne lăsați în comentarii ce trebuie să vedem în Vama. Da, unde să vă găsim, unde ne distrăm, în ce club ieșim. Dar oricum... Noi o să montăm asta abia după ce ne întoarcem, fetelor. Da, cred că mai bine făceam live, nu? Nu, lasă că e bine. Dar, hei, mai e... Așa, deci, puteți să ne spuneți în comentarii unde vă distrați voi cel mai tare. Exact. Ei! În Vama. În Vama, în Vama neapărat. Da. Stați bine acolo? Da, da, okay. Da, bine. Avem loc. Hai să plecăm. O să pun aici la tine? Da. Dacă vreți ceva, uite, am apă aici. Și muzică? Super. Și muzică, da. Da? Punem muzică? Da, punem muzică. Sigur, sigur că da. When I walked the fringe of life wasted, and if I'm looking back, I see all my regrets watching. Nothing stays, nothing lasts. See your future spinning past. Ce bine că știi pe băieți, că eram un pic așa. Păi cum v-am zis și mașina, băieții sunt foarte ok. Da? Super. Nu vă faceți probleme. O să vină și fetele în curând, că s-au zis să salute niște prieteni. A, da? Mama, dar ce mișto arată! Foarte mișto! Future's closer than it shows. Just live the moment as it goes and do it beautiful. It's your only fortune. When our journey has no future ahead, memories are all we have left. Nothing stays, nothing lasts. See your future speeding by. Memory. Memories are Stai! Vino aici! Vino aici, vino aici, vino aici, vino aici, vino aici! Pace! Pace, stai! Vezi? Nu te simți prea bine. Da, am niște arsuri. Știu că ai niște arsuri. Ți-ar trebui ceva răcoros. Da, mi-ar trebui. Și la spirit, și la gând, și la suflet. Da. Uite. Ia de aici. Ceva răcoros și ceva bun. O să te simți mult mai bine, omule. Mulțumesc. Pace. Mulțumesc, omule, pace. Ne vedem. Da, pace. Ne vorbim. Hai! Pace, pace. Domnișoară. Pace și ție. Cetățene. Simt, 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 simt. O să ți se schimbe viața în următoarele zile. Aoleu. Nu! Acolo, mai aici. Stai pe energia mea. Vei simți ceva. Ai venit? Am venit. Și eu stau de mult. Acum îmi place să stau cu tine aici. Aștept o prietenă până vine de sus. Toți așteptăm o prietenă de sus. Dar până vine... Poate a venit? Poate a venit, poate a plecat, dar stai cu mine. Ce vrei să zici că o să mi se schimbe viața? Adică cum? Adică o să vezi tu că nu e așa de simplu și nici complicat. În următoarele zile o să fii altfel de cum ești acum. Aha. Deja simt eu vibrațiile bordurii. Vibrează altfel. Da? Da. Adică cum ai? Nu ai venit cum te-ai așezat. Deja e altceva. Poți să-mi dai mâna un pic? Da. Nu, lasă țigara în mâna mea. De azi, de acum înainte, de aici încolo, de zi în noapte, să te simți altfel. Pe numele tău nu știu cum, pe poziția ta știu cum. Selena? Selena. Selena, bună Selena. Pe mine mă cheamă, nu mă cheamă, eu sunt aici. Și ce faci aici? Stau. Da. Și ghicesc în țigară. Ah, ești și tu ca șamanul ăla celebru din Vama. Mersi, mersi. Da. Ia să văd dacă se simte energia. Ai primit blagoslovirea mea. Poți să mergi, Selena, unde vrei, dar mă găsești aici. Poate nu vreau să merg nicăieri în altă parte. Bună asta. Și ce ziceai că o să se schimbe ceva? Da. Deci ziceai că-l cunoști pe șamanul ăla din Vama? Sigur că da, din noapte o să vină zi, din zi o să vină răsărit, din răsărit o să vină zi. Așa. Din zi o să vină noapte. Și ghicești dorințele sau? Asta mi-e puterea, asta mi-e talentul. Totuși știu să le potrivesc, să le ghicesc, să le aranjez. Acum te văd aici, dar acum nu te văd aici. Dar bună seara, te aranjăm? Salut, salut, băieții! Ce fac artiștii? Bună seara, maestre! Haideți, haideți, haideți! Șamanul! Haideți, loc, loc! Nu deranjăm! Nu deranjăm deloc, haideți! Luați loc, haideți, așezați-vă! Haideți că am pregătit niște midei proaspete culese azi dimineață. Le punem pe foc și mâncăm cu toții, e bine? Mulțumim! Da, e perfect! Da. Mie îmi plac, am mâncat și la Kerhana niște midii, sunt super bune. Da, dar nu prea sunt ca asta. Da? Da. Dar ce mișto ți-ai făcut aici, îmi place. Îți place? Da, foarte mult. Vii de mult în Vama? Cam de 20 de ani. Aproape de când ne-am născut noi. Vârsta voastră, da? Da. Noi suntem vlogărițe. Ce sunteți? Vlogărițe. Ce meserie mai e și asta, vlogăriță? Ne desfășurăm online, facem tot felul de clipuri creative, de divertisment, sketch-uri. Adică puneți poze online, nu? Și asta, oamenii le privesc? Da. Și se trăiește din asta? Se trăiește, da, că sunt oameni pentru care facem campanii. Adică ne plătesc ca să le facem reclamă în clipurile noastre. Adică toți ăștia care dau like acolo, cum ziceți voi, nu? Da. Devin fanii voștri, adică e o relație care se animă sau ceva. Da, exact, da, sunt fanii noștri. Bine, avem și hateri. Asta ce înseamnă? Sunt oameni care îți comentează răutăcios, doar ca să-ți facă ție rău. Afară. Asta nu e bine. Bine, nu e chiar atât de periculos cum sună, că la urma urmei sunt doar în spatele calculatorului sau în spatele telefonului. Adică nu ne întâlnim cu ei pe stradă. Dar știi că gândul poate să fie o cale de comunicare extrem de vie. Și mai ales dacă vorbim despre gândul negativ, chiar poate să-ți facă rău. Adică dacă se gândesc 10 persoane la tine și îndreaptă către tine genul ăsta de energie, chiar te poți îmbolnăvi. Știi asta? Wow, da, imaginează-ți ce înseamnă 100.000 de persoane gândindu-se la tine în același timp. Da, uite că nu m-am gândit niciodată la asta. Nu știu, e un alt subiect, e mult mai amplu, dar poate când ai... Da, mi-ar plăcea. Da? Da, mi-ar plăcea. Bine, ai venit. Midi, asta? Midi, da, midi. Iartă-mă, dar ne-am luat cu vorba și... Da. Da. To the end now, or is there something new? A new revolution? I don't have a clue. I'm starting to wonder how the future will look. All of my answers I stole in your book. A new road, we have to comply. We're losing our spirit, don't ask me why. We are who we are now, and nothing will change. The road to our values, I want something strange. Please hold on. Future, please hold on. Uite cam cât facem până la București, să trimit și eu un mesaj mamei. Ma, cred că vreo 2 ore jumate, maxim. Bun, mama și eu. Bine. Bă, fetele, dar am vrut să pun o poză cu voi și nu vă găsesc. Să vă dau tag. Ce s-a întâmplat cu contul ăsta? L-am șters, evident. Ați nebunit. V-a luat Vama mințile, ce aveți? Ați nebunit? Tu n-ai auzit ce a spus aseară Vasea, șamanul? Nu, ce a zis Vase? A zis că dacă 10 oameni se gândesc cu invidie la tine, poți să-ți facă rău. Gândește ce se întâmplă dacă se gândesc 10.000 de oameni la tine cu răutate. Asta e vreți voi că trebuie să vedeți dacă vreți să vedeți. Adică voi vreți să scrieți mie, voi vă lăsați de vlogging. Aici? Da, cam pe statul. Da, exact. Nu vreau să mai duc asta. Ai luat fiile? Cum? Ai luat fiile? Am luat tot. Hai. Să nu vă uitați geaca aici, da? Da. Am luat. De ce ești așa supărat? Mai întrebi. Când ai avion? Nu știu, că nu mi-am luat încă bilet. Mă gândeam să mai stau. Păi și jobul? Nu te dă afară? Ba da. Păi și? Ce o să faci? O să fac ce cred că e mai bine. Adică? Adică... Habar n-am, nu știu. De când muncesc la Londra de 5 ani, nu m-am simțit niciodată așa, wow, știi? Poate locul meu e aici. Și ce face Selena? Doar a mers. Păi cum? Păi vine prietenul ăla ei mai încolo. Păi și jobul? Stai să mă acopă afară. De ce crezi că o interesează? Wow. Hai mă, cu o viață are. Doamne, ce nebună e. Bravo ei, nu? Ce crezi că fac băieții noștri? E jenina acum, ce să fac? Știu noi. Auzi că ne așteaptă weekend viitor la ei la Dubiță. Și nu plătim cazare. Ne-am spus. Porco.